Turăm așa până înainte de reluarea campionatului și sigur că sunt echipe care au ajuns în cantonamente, dar ceea ce nu se sfârșește în orice caz e întotdeauna în zonă de intensitate mare. E vorba despre transferuri. Asta nu se termină niciodată. Întotdeauna se vorbește despre, mai ales când sunt chiar perioade de transferuri. Se vorbește și când nu e perioada de transferuri, dar mai ales când e. Și sigur că sunt multe echipe care încearcă să regleze iarna, ceea ce n-au reușit să facă bine vara sau nu le-a ieșit sau s-au întâmplat lucruri care le-au deraiat. Așa că o să vorbim despre, evident, Rapid, Dinamo. FCSB merge bine, da, și acolo sunt ceva transferuri, dar mai degrabă plecări. Cel pe care l-ați auzit, Ion Crăciunescu. Bună seara. Helmut Ducadam, Florin Bratu. Bună seara. Da, dacă am zis că fost... și Faru. Da, da. Dacă n-am fost agis să fac prezentările la timp, s-a prezentat simplu, domnul Crăciunescu, că nu mai putea. Să zicem ceva. Să fie mai dinamic. Da, să fie mai dinamic, exact. Păi nu suntem noi dinamici, suntem. Păi da. Și da, uite, asta vreau să vă întreb pe toți. Cine vi se pare că deocamdată s-a mișcat cel mai bine? Între FCSB, CFR, Craiova, Rapid, nu știu, Cluj. Cluj, care e tare de tot la transfer. Roger, Cleven. Dar între astea, Helmut. Păi m-aș rezuma la cele din față. Cluj, sigur că a făcut câteva transferuri interesante. Dar eu cred că Rapidul s-a mișcat destul de bine. Cred că au luat jucători care chiar poate să facă sau să joace titulari la Rapid. Uh-huh. Aveau nevoie. Aveau, pentru că am spus-o și în emisiunea trecută, cred că Rapid are cel mai bun lot. Și mă refer la tot lotul. Uh-huh. Sigur. Cei de la FCSB o să fie foarte fericiți când o să au. Au luat doi jucători, dar nu știu dacă vor juca titulari. Va fi foarte interesant de văzut. Bine, ei probabil că s-au bazat sau s-au luat o siguranță crezând că poate să vândă. Și era vorba de Olaru în primul rând și poate și de Coman. Și atunci și-au luat niște măsuri de siguranță. Dar cred că cel mai bine... O parte din echipe. Vă traduc eu cine acolo, nu știu ce s-a întâmplat așa. FCSB, CFR, Universitatea Craiova și Rapid. Nu, ne ești altceva. CSB, APID. Se mai întâmplă, nu e ce mai... Mai râdem de asta, nu trebuie să ne... Se echipe nu este. APID, CSB. Deci cred că Rapidul s-a mișcat Rapid cel mai bine până acum. Da. Da. Domnul Crăciunescu? Păi și după valoare Rapidul s-a mișcat cel mai care bine. Care valoare? Păi 1.700.000. Ah, valoarea financiară. Da. Ce asta vi se pare... 1.700.000. Vi se pare plauzibil asta cu un milion pe Krasnici? Dom'le, dacă spun oamenii... Nu, dar că vi se pare că, nu știu, n-avem cum să verificăm noi. Noi trebuie să luăm pare de bune ce spune. Pare că n-are o logică. Un om care devenise rezervă la CFR și care era așa, trebuie să ia cam pe ducă, cam pe hai să ne strângem mâinile, nu știu, să urătăm și bum, un milion de euro. Nu știu dacă e, pe mie mi-a plăcut la un moment dat, Krasnic. Lăsă la un moment dat, știu. Mie mi-a plăcut, înseamnă că are potențial. A, și la ori fi fost, a, o să Florin, fost ce, cum se pare să, cu Krasnic? Da, mi se pare puțin exagerat prețul. Admit că este un jucător bun, un jucător care a demonstrat în campionatul nostru. O vreme și a zice că nu foarte da, mult timp. Exact, dar încă nu este o certitudine. Are nevoie la Rapid ca să devină o certitudine și un jucător important să câștige trofee. Da, și asta pentru asta, în primul rând, are nevoie să fie să câștige locul de titular. Victor Angelescu, acționar la Rapid la telefon. Bună seara! Bună seara! Vorbeam despre această buluire care plutește în continuare cu suma de transfer cea mai mare de până acum în această perioadă, plătită pe un jucător în Superliga, pentru Krasnici, un milion de jucători care devenise rezervă la CFR și ziceam chiar că aproape că ar fi vrut parcă cumva să strângă mâinile, să-i ca hai să lăsăm fiecare de la noi, să ne vedem de drumurile noastre. Și ați venit cu oferta asta fabuloasă de un milion. L-am auzit pe Cristi Balaj, a făcut o declarație, mai avea puțin și deschidea șampanile înainte de Revelion, când a văzut cum au trebuit vândând Krasnici. Ce v-a făcut să dați atâta bani pe el? Mi se pare că e o valoare, valoarea jucătorului. Noi credem că Krasnici valorează mult mai mult. Și cred eu că domnul Balaj, mă rog, normal că se bucură dacă am agreat și noi și CFR-ul suma de transfer, înseamnă că și ei sunt mulțumiți. Înseamnă că și noi credem că jucătorul valorează asta. Dar cred eu că
ar fi deschis o sticlă mult mai mare de șampanie dacă îl vindeau acum câțiva ani la Lazio, pe mult mai mulți bani. Da, e adevărat, dar între timp a trecut ceva timp. Și el n-a mai, adică, de ce crezi că asta e suma, sau nu, valoarea lui, în condiții în care n-a mai arătat-o, pur și simplu, n-a mai arătat-o? Nu știu, din păcate, cred eu, aveți acolo, cred că e și Florin Brată și în altă emisiune aveți specialiști, CFR-ul nu mai juca în sistem cu extreme. Da. El a ținut și pe Petri la rezervă și ne-am dat bani și a făcut un, până s-a accidentat, probabil a fost cel mai bun jucător din Liga 1 sau unul din cei mai buni, a avut cifre foarte bune. Deci faptul că ei nu folosesc o strategie în care acești jucători își găsesc locul, na, nu e treaba noastră. Noi folosim un sistem și antrenorul nostru folosește un sistem în care noi credem că Krasniqi poate să evolueze la adevărata lui valoare. Domnul Angelescu, sunteți mulțumit de transferurile pe care le-ați făcut în ultimii ani la Clubul Rapid? S-au ridicat la nivelul așteptărilor, în general, că s-au făcut cam mult? Da, bine. Bănuiesc că e întrebare în general, dar nu... Da, bine, fiecare în parte. Da, în general suntem foarte mulțumiți de transferurile care le-am făcut. Unii, normal că s-au ridicat la așteptări, alții nu. Da? Repet, noi am trecut printr-un proces mai amplu de a promova în Liga 1, de a ajunge la un anumit nivel într-un timp destul de scurt și atunci normal că schimbările au fost mai mari. Se vorbește... Pot să îi nivelești pe toți. Da, scuze. Se vorbește iarăși intens despre posibilitatea de plecare a lui Horațiu Moldovan. Au apărut tot felul de echipe, Betis, Sevilla, Dogoreț, în afară de Basel, care era la un moment dat. Știți ceva? Câte de aproape de plecare? Că bănuiesc că vă interesează foarte tare să aflați dacă e aproape de vreo despărțire. Normal, ne interesează. Ce știm noi, în momentul de față nu este, adică nu este, nu știu, negocieri finale cu vreun club. Pentru că ar fi trebuit, chiar dacă există acea clauză, ar fi trebuit să știm și normal ea să fie activată, deci, da. Repet. Nu, dar până să fie activată, cred că trebuie să știți cât mai rău, în secunda în care el a gândit deja să semneze cu adevărat cu cea, să știți, pentru că o să urmeze partea a doua, evident, a chestiunea asta a întrebării. Adică nu l-ați vorbit cu el, nu i-a zis, măi Horațiu, cam care e situația, cum stai, să știm și noi? Nu, noi am vorbit și lucrurile sunt foarte clare între noi și Horațiu. În momentul în care este nu mai aproape, pentru că nu numai un pic sumână, chiar mai devreme vom ști, ne va anunța și noi știm ce trebuie să facem. Avem o relație foarte bună cu Horațiu și nu va fi nicio problemă. Până pe 20, a zis, nu pe 19 parcă joacă Rapid, nu? În prima etapă din 2024. Cred că da. Da. Asta înseamnă că ar putea să mai apere. Sau dacă apără în acel meci, e gata, nu? Înseamnă că rămâne. Nu am stabilit o dată până la care, dacă nu pleacă, repet, să nu mai plece în această iarnă. Să avem o înțelegere că nu va mai pleca în Da, asta ar fi interesant. Dacă pleacă fix pe 19, adică vă spune, deci înaintea termenului, ar putea să apere în primul meci, după care să... Da, e foarte greu de transferat iarna, că e perioada scurtă. Da, nu ne cramponăm de zi acum. Ideea este ca și termen, că nu cred că dacă nu e pe 18, nu e plecat, se întâmplă totul a doua zi. Adică ideea este aproximativ în jurul acelei date, el trebuie să știe dacă are ofertă clară, concretă și își dorește să plece, trebuie să știe. Pe de altă parte, există informația că ați fi în discuții cu Silviu Lung Junior de la Iași, în condiții în care, ca să-l aveți și chiar să-l aduceți, chiar dacă nu pleacă deocată Moldovan, că oricum o să plece la un moment dat. Nu suntem în discuții în momentul de față avansate cu niciun portar. Nu intenționăm să aducem un portar dacă Horațiu nu pleacă în acest moment. Poate vom aduce la vară, dar în momentul ăsta, dacă nu va pleca, nu vom aduce portar. Păi eu înțeleg, dar încerc să-mi dau seama cum se va derula schema asta, presupunând că va pleca. E o posibilitate. Pleacă, vă spune, cu 3 zile înainte de primul meci, sau 2. Ce faceți? Dar nu e o problemă, că avem portari. Drăghia este un portar de 30 și vedem care a apărat foarte mult. Nu putem să spunem că nu avem portari care să apărăm anumite meciuri. Deci va apărea Drăghia sau va apărea Bogdan Ungureanu, avem mai mulți portari. Deci vă bazați pe ce aveți acolo până... Deci n-aveți nimic antamat pentru cazul că... N-aveți planul ăsta? În acest moment nu am. Am înțeles. A fost real interesul pentru Minnesota, despre care a tot menționat presa? Nu. Și chiar citeam acum, am văzut că suntem interesați și de Pinzon de la Botoșani. Da. Chiar râdeam, nu vreau să cred de unde și până unde
sunt asemenea invenții. Nu-mi dau seama cine poate să aibă aceste interese, pentru că n-am avea cum să fim interesați de un jucător. Tu te sponsorizați de o firmă de pariuri? Domnul Angelescu, asta se poartă în fotbal. Fiecare își zice, domne, îl vrea cu tare, cu tare, ca să poți să-l vând în altă parte. Da? Zice, uite, domne, că mi-l mai vrea și alții. Nu, dacă, pentru că, sigur că asta e o glumă, ce am zis eu mai devreme, până a intervenit domnul Crăciunescu, dar nu vă, că întrebarea era evident, nu vă sperie scandalul cu implicații posibile în pariu, nu v-ar fi speriat în cazul lui Panson, dar nu mai are... Clar n-ar fi speriat, dar până să ajungem la această discuție, îi dau dreptate domnului Crăciunescu, pentru că cred probabil că și în cazul jucătorului care se întreba mai devreme, cu Minosota și cu Pinson sau alții, sincer, n-am avut nici cea mai mică intenție, nici nu ne-am interesat, nici nu a fost pe lista noastră vreodată, dar se întâmplă, da, probabil sunt anumite interese și nu suntem interesați. Nu, dar stați că la Minosota chiar erau niște titluri mari. Primul eșec al lui Dan Șucu în această perioadă. Nu ne-am dorit niciodată și nici nu, repet, nu poate să spună nimeni când ne-am dorit, pentru că cunoaștem și președintele de la Hermannstadt, cunoaștem și pe patron personal și am avut discuții poate pentru alți jucători. În momentul în care am dorit pe cineva, i-am sunat. Deci nu, sigur n-a fost nimic cu Minosota. Nu, n-a fost. Să n-apare cineva de acolo să zică, au vrut ei să-i ia, dar... Că... Ultima poveste este că Măldărășanu a zis, domnule, mai vindem, dar gata, nu vindem chiar pe toată lumea, că mai avem nevoie. Și aici de aici s-a tras concluzia că a căzut acest transfer chipurile. Deci nu e nimic. Certificați și te-am pierdut, bine. Să nu apare. De două Grigore, doctor Grigore, cum mai spunem noi cu simpatie, Dragoș Grigore, la Botoșani, e ceva în legătură cu asta, e ceva adevărat? Nu știu să vă spun asta. Ce pot să vă spun e că Dragoș Grigore în ultimele 6 luni de contract cu noi și nu a jucat foarte mult în acest sezon. Dacă el își va dori să se ducă să joace la altă echipă, noi nu ne vom opune. Dar asta vă spun că nu cred că ține de anumite decizii sau discuții cu Rapidul. Nu știu. Nu, dar dacă l-ar vrea de acum, el n-ar putea să meargă decât dacă îi dați drumul. Și dacă îi dați drumul, îi dați cu bani, eventual, sau liber. Asta ar fi colme, să cerem bani pe Dragoș Grigore. Nu, să vă dați seama că n-am cere bani. Nu știu, dacă el și-ar dori să plece să joace altundeva, probabil că nu ne-am opus. Alo? Am spus că el, dacă și-ar dori să plece să joace undeva, probabil că nu ne-am opune. Nu, la un moment dat nu s-a mai auzit un pic pe transmisiune. Da, și la început de an și telecomunicațiile sunt mai un pic mai mahmure. Dar l-ați dat definitiv sau un împrumut? Păi n-avem cum să-l dăm un promos, mai are doar ce să serios, ce întrebare. Da, da. Rareș Pop, cu Rareș Pop de la UTA a fost ceva, că și acolo s-a enervat Mircea Ednic și a spus într-o conferință de presă, cum domnule să dea 600.000 Rapid pe Rareș Pop când au dat pe Borza 800.000 care-i fundaș și ăsta-i atacant? Ce e asta? Ați vrut să dați 600.000? Vreți să dați 600.000 pe Rareș Pop? Nu pot să vă spun exact care a fost oferta, dar pot să vă spun că am fost interesați și suntem interesați de Rareș Pop sau de jucători de acest profil. Acum nu aș vrea să comentez, pentru că cred că tot într-o emisiune trecută am auzit la tine multe păreri de faptul că s-au transferat foarte mulți jucători din străinătate și că nu se mai transferă jucători din România. Și, sincer, noi chiar ne dorim să transferăm jucătorul român, dar mie se pare un pic tras de păr și incredibil ce se întâmplă la anumite cluburi din țară și care sunt pretențiile în acest moment. Pentru jucătorii români, da, am ajuns să luăm jucători din afară, pentru că orice jucător pe care ți-l dorești în România, dacă are sub 24 de ani, toată lumea vrea peste 1 milion. Nu știm de ce, nu știm dacă e vorba că întreabă FCSB, Rapid sau cine mai vrea să transfere sau pur și simplu exagerează anumite sume. Ah. Și cred că este și cazul lui Rareș Pop și poate și al altor jucători români pe care noi, după cum știți, am dorit sau am vrut să-i transferăm și pentru care patronii și președinții de la noi, nu știu, cred că visează niște sume la care, din punctul meu de vedere, nu sunt reale. Deci adică, au vrut peste un milion pe el. Da, mult peste un milion pe Rareș Pop și mai sunt, repet, și de la alte cluburi, nu e singurul club. Acum, dacă ai reușit odată să vinzi cu 1.800.000 și știm foarte bine care a fost deznodământul, înseamnă că o să reușești tot timpul, pentru că deși este un jucător foarte bun, îmi pare rău, dar suma cerută este una
foarte mare pentru valoarea lui Real. Și putem să comparăm, poate de asta și se transferă jucători din afară, pentru că uitați la Burmaz, care a fost suma de transfer, ce vârstă are și ce cifre are în acest sezon. Și există probabil campionate sau cluburi care totuși realizează care e valoarea unui jucător. Iar la noi, orice jucător, nu contează ce a făcut, câte goluri a dat, are 23 de ani și le dai peste 1 milion pe an. Cel despre care era vorba că l-au vândut, da, așa cu 1.800.000, totuși cred că e mult. 1.800.000 l-au vândut pe Miculescu? Da, da. Parcă 1.600.000. Sau, da, în fine, pe acolo, dar e Miculescu care, în momentul de față, în momentul cea mai mari rateuri ale unui transfer pe bani mulți. În momentul de față, poate că el va deveni un foarte mare jucător. Dar ce se întâmplă acum? Dar nu există posibilitatea ca toată lumea să fie mulțumită, de exemplu, și să fie cointeresată. Să, n-ați încercat sau nu știu, nu se mai practică să spui, îți dau ația bani și îți las un procent chiar important dintr-o revânzare a jucătorului. Hai să fim cu toții interesați să jucătorul să progreseze, să meargă mai departe și din revânzarea lui să fie toată lumea mulțumită. Nu mai credeți că noi nu vrem? Noi am avut cazul, ok, l-am adus foarte devreme, la 14-15 ani, cazul lui Radu Șilin, unde a avut un club mic, niște procente foarte importante și cred că au fost mult mai multe, ce sumă ar fi încasat la 15 ani. Dar nu se dorește, nu știu, toată lumea visează niște sume, nu pot să-mi dau seama de ce, sincer. Adică, repet, uitați-vă un pic, dacă un român ar fi avut cifrele pe care le are, nu știu, Burma sau Hasani, pe care i-am adus pe niște sume normale, cam credeți că era în România un atacant de 22 de ani care are 10 goluri. Cât credeți că cere un club de la noi? Credeți că cere 3-400 de mii și procente? Nu, visează 1,5 milioane, 2 milioane și nu poți să rei. Domnul Angelescu, cine este persoana care decide transferurile care se fac la Rapid? Nu există o persoană. Am mai spus asta, noi avem un consiliu în care vorbim cu toții. Și eu, și Dan, și Daniel Nicolae. Da. Cu Bergodi mă gândesc. Normal, dar Bergodi este cel care își dă girul, după care noi suntem cei care negociem, nu știu, Bănel, că a fost întrebarea. Da, dânsul spune, deci își dă acceptă și pe urmă dumneavoastră stabiliți dacă e rentabil sau nu. Da. Normal, dânsul își dorește un anumit profil de jucător sau un jucător, cei de la scouting vin cu propunere, în momentul în care ne decidem, normal că negociem până mi se pare că este un preț rezonabil, dacă putem să-l aducem bine, dacă nu, ne reorientăm. Ce ținte mai aveți sau câți jucători vreți să mai aduceți? În ce zone? În acest moment un jucător ne mai dorim să aducem. Asta în cazul în care nu plecă Horatiu. Dacă ar pleca și Horatiu, atunci probabil doi. Un jucător în zona de fundaș central, în zona aceea? Nu, nu. Nu. Vârf? Nu, nu, în zona de mijloc. Câte vârfuri să aibă? În zona mediană. Bun. Da, în zona mediană. Da, am înțeles. Păi era ca la Vaporaș, dacă nu e fundaș și nu e atacant și nici portar, că s-a vorbit, era clar. Apropo de partea asta ofensivă, cu noile transferuri, cei care revin după accidentări, și o să vorbim un pic despre asta, pare un ghisoia destul de mare pe posturi și iau așa în Petrila, Craznici, Rahmani, Burmaz, Soni, Funșo, Hasani, Pănoiu, Papoi, Ioniță, plus tânărul Stan, ar fi 12 jucători pe 4 locuri. Nu mai sunteți în Cupa României. Deci toți îi poți evolua doar în Superligă, nu devine un vestiar cu fitil la Rapid? Nu, chiar e un vestiar foarte sunt bun. Sunt 3 pe un loc? Din cei 12 sunt și 2 copii care sunt mai tineri și o să-și aștepte rândul, iar repet, mi se pare că avem în momentul de față un lot pentru a îndeplini obiectivul. Până acum, știți, s-a pus de foarte mult, de multe ori problema, inclusiv la voi în emisiune, că nu avem un lot, în momentul în care avem anumite probleme, nu avem un lot cu care să ne putem bate, nu știu, la locurile, nu știu, la titlu sau la locurile. Da, da. Deci, numai că noi am vorbit despre moment în care au intervenit niște accidentări și era și în Cupa României. Acum pare că e în partea cealaltă. Aveți 3 analizi de El Saoui, de exemplu, sau de alții, ca să nu mai spun că domnul Bergodi schimbă puțin și târziu. Deci, asta nu pot să comentez, dar... Păi nu, asta e realitatea, nu de comentat, așa face. Asta e stilul... Corect, dar noi ne facem pe datoria noastră și am întărit lotul și cred că avem în momentul de față un lot extrem de puternic. După asta este datoria antrenorului să vadă cum și cine joacă și câte minute și așa mai departe. Plus că... Dar sunt unii care nu vor juca, asta mai, mai sunt sezoane în fața noastră și n-am luat jucătorii, noi am luat pentru 3, 4, 5 luni,
poate să aibă o anumită formă, după aia să fie și din formă să intre cineva în locul tău. Da. Mi se pare normal ca în condițiile în care trebuie să ne batem la titlu să avem un lot și numeros și puternic. Corect, da. Sunt jucătorii aceștia despre care ați vorbit, într-adevăr importați de pe unde au venit ei, de pe acolo, cu 10 goluri, cu pase de gol, cu realizări, dacă vor face tușa, eu mă îndoiesc foarte tare că ei vor fi liniștiți cu zâmbetul pe buze permanent și după o lună, două, n-o să zică, fraților, de ce m-ați adus? Că așa puteam să stau liniștit acolo, dădeam goluri și eram minunat. Niciun jucător care o să dea goluri și pase de gol, n-are cum să facă tușa. Păi nu. O jucăție care e mai în formă. Faptul că avem, nu știu, doi atacanți buni și puternici, nu mi se pare o problemă. Pot juca și amândoi, sau dacă avem, nu știu, două extreme, am mai spus-o, Krasniqi poate să joace și în stânga și în dreapta, da. Și în stânga și în număr 10, vor juca cei care sunt mai în formă și cei care vor demonstra. Va fi o concurență aprigă, asta cred că v-ați gândit, nu? Să... La asta și ne dorim. La cuțite. O să fie, păi da, așa este. Există interes pentru transferul unui rapidist în străinătate, dinspre Rapid la o altă echipă sau? În afară de Horatiu, bănuiesc. În afară de Horatiu, evident. Asta e cazul aparte, în afară de Horatiu. Da. Da, mă rog, au existat, sunt anumite discuții, au existat anumite întrebări pentru anumiți jucători. În momentul de față nu suntem în negocieri extrem de avansate pentru nimeni, dar au fost discuții. Ca să mai vină și bani, nu doar să plece, de asta mă gândeam, bănuiesc că vă interesează asta. Da, interesează, normal. Da, bun, deci nimic. Rahmani, înțelegem că l-am văzut dând în minge, e în regulă, revenit mai repede decât bănuiați sau după fractura da, de peroneu? A revenit puțin mai devreme, s-a refăcut mai repede și din ce am înțeles, da, poate este deja în program normal și noi din ce știm, probabilitatea e destul de mare să fie apt la primul meci. Puteți să nu mai lăsați la Naționala Kosovo când joacă cu Ciobănași? Și noi ne dorim acest lucru. Nu, da, serios, serios, spune, doamne, că am văzut, că și noi am scăpat, ca primele Chiriacuri au scăpat când am jucat cu Andorra. Dar aveți puterea să nu-l mai lăsați? Nu, nu avem puterea, nici nu se poate. No. Oricum, o să avem o problemă cu Naționala Kosovo, să ne uităm tot timpul așa, acum avem 3, 2... Da, văd că devenim kosovari. Să ne uităm un pic, să sperăm să nu se accidenteze niciun. Chiar mai vreți să luați vreun kosovar, măcar să spună așa, cum ziceam, Brescia Romena, să zică Rapid kosovarul. Nu avem niciun kosovar. Totuși ne oprim. Câți jucători să mai aibă și ei pe acolo, să mai lăsăm și lor să aduce. Dacă ar fi să dați un sfat, nu tehnic, ci uman, sau o opinie, sau cea lui Bergodi la acest început de an, și după o perioadă delicată, cu rezultate slabe, după toată transferul ăsta, moment important și de răscruce, care ar fi? Un sfat. Să stea liniștit, să-și vadă de treaba pe care o pregătește și în rest n-am ce sfat să-i dau, pentru că vorbim destul de des și știu că face o muncă extraordinară. Să fie calm și să aibă încredere în ceea ce pregătește pentru retur. Să nu se mai enerveze în conferințe de presă sau în interviuri, când mai întreabă despre plecare câte un reporter. Haideți că se enervează destul de rău. Cred că Cristiano e un antrenor care era să se enerveze, dar da, să fie cât mai calm și să fie focusat pe ce trebuie să facem. Noi chiar o să avem un moment cu Cristiano Bergodi în această emisiune. O să vedeți, foarte, foarte simpatic de pe vremea când era jucător. Mulțumim pentru intervenție și pentru dialog. Seară bună! Seară bună, un an bun! Da, o să luăm o pauză. Evident, o să vorbim un pic despre câteva lucruri care au reușit în această discuție. Despre jucătorii tineri, despre poveștile acestea, despre de la Rapid, despre cum poate trăi un astfel de vestiar cu atâția oameni aduși și toți aduși și pe bani și oameni cu o anumită cotă, cu anumite pretenții, cum ce se poate întâmpla acolo. Despre ce a spus despre CFR și asta e interesant. Apropo, că se cuplează cu ce a declarat Konoplyanka la plecare. N-a declarat lucruri foarte simpatice despre ce se întâmplă acolo. O pauză și revenim.